Fost un bomș, s-a dus, gata. Și s-a aprins la o țigară, la șef, eu nu știu. De masă, vedem după șase și pojarul șase de etat. Asta ne-a spus paznicul instituției despre incidentul care s-a petrecut în după-amiaza zilei de astăzi. În această anexă a liceului a încercat omul străzii să se adăpostească și să se încălzească, dar s-a trezit când încăperea era deja cuprinsă de flăcări. Bărbatul a fost transportat la spital, iar medicii spun că acesta are arsuri pe 50% din suprafața corpului și că deocamdată primește îngrijiri medicale. Eu am dat două vreme de deși. La cine cheamă pompierii? De lătres, aici, că eu eram parte. Eu eram cu stingătoarele stânge. Și bine că a fost stins la timp, întrucât flăcările s-ar fi putut extinde cu ușurință către primul etaj al liceului, care doar a fost învăluit de fum. Din fericire, copiii în interior nu erau, întrucât este zi de odihnă, iar de mâine începe vacanța. Locatarii blocurilor din preajmă spun că în anexa instituției se adăpostesc des oamenii străzii și că liceul ar trebui să fie îngrădit.